Bună Scorpion și bine ai venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste, carieră și bani, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în luna octombrie. Da? Vă zic la mulți ani dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în această lună, este o 1 octombrie tare interesantă pentru voi. În primul rând, vreau să încep cu acea eclipsă de Soare din Balanță care pentru tine se așează pe ultima casă astrologică și care, da, poate să vină la pachet cu o resetare extrem de puternică pentru Scorpion din toate punctele de vedere. Da, este despre începutul unei perioade în care te apuci de făcut o investigație, afli secret. Pentru alți scorpioni este poate un moment în care începeți să vă conștientizați valoarea și să vă concentrați mai mult pe sufletul vostru. Pentru cei mai mulți poate să fie vorba despre un bărbat important din viața voastră da? sau despre o hotărâre care se ia la nivel mare și care, bineînțeles, vă impactează destul de puternic, eu aș merge că acea eclipsă de soare pentru tine poate să poate să însemne începutul sfârșitului și poate să reprezinte startul unei perioade în care îți faci curățenie în viață. Da? Acum, pe eclipsa asta de soare, știți cum e, voi nu prea puteți să controlați da, foarte mult lucrurile, dar este despre niște schimbări mari pe care universul ăsta vrea să le faceți. Ce v-aș recomanda? Mai multă odihnă la început de octombrie. V-aș recomanda să nu insistați pe absolut nimic. Absolut nimic pentru că lucrurile se așează fix așa cum e mai bine pentru, pentru voi. Ascultați-vă mult intuiția în perioada respectivă pentru că, repet, sunt lucruri care zic eu că vă eliberează doar că în același timp vă pot apăsa și tot felul de, de butoane. Pe de altă parte, tot luna octombrie, Vine, uite, și cu luna plină din bărbec, da, care activează axa 6-12 și iar discutăm de sănătate. Aici scorpionul poate să finalizeze o etapă complicată, fie legată de muncă, fie legată de rutină, fie poate să fie, știu eu, și uh, o veste, da, care apare pe zona medicală și care te ajută să te să te eliberezi. Bineînțeles că Marte al tău tot prin rac este în luna octombrie, dar mai mult decât atât și Pluto, care este și guvernatorul tău, este în mers direct începând cu această lună. Asta înseamnă că pentru un scorpion în luna octombrie se rezolvă foarte multe lucruri legate de acte legate de drumuri. Poate să fie și o lună octombrie în care e nevoie să ai o mai mare încredere în intuiția ta și de ce nu să fii deschis în fața acelor decizii care se, se iau. Tot pentru Scorpion, luna octombrie vine de asemenea și cu reușite, dar acestea țin foarte mult de iubirea pe care tu ți-o acorzi. Acestea țin foarte mult de aprecierea. Pe care tu uh, ți -o oferi, da, e foarte important acest aspect, uh, bineînțeles că prima parte a lunii octombrie, așa cum am zis, poate să fie puțin ciudată, poate aglomerată, vești surprinzătoare care apar uh, tot felul de lucruri uh, neprevăzute care apar dar spre final de octombrie, uite, Scorpionul este foarte mult de ajutat să facă niște schimbări în viața sa, care țin și de acte, care țin și de copii și de muncă și de iubire. Cumva tot toată zona aceasta începe foarte, foarte frumos să se să se contureze. Uh, mai mult decât atât, Jupiter intră în retrogradare și începând cu 9 octombrie, așa va sta retrograd până prin februarie, ceea ce înseamnă că scorpionii pot relua anumite demersuri legale, legate de o moștenire, legate de o afacere, legate de o sumă de bani. Tot pentru scorpion poate să fie un moment în care reanalizați acolo uh, tot ceea ce înseamnă și pasiune, tot ceea ce înseamnă și spiritualitate, cumva începe să vă raportați așa diferit și unii scorpioni poate chiar uh, începeți să reanalizați puțin viața voastră Ca să vedeți ce aveți de eliminat de acolo, că ceva da, trebuie eliberat, da, ceva trebuie lăsat în urmă Dar, per general, eu zic că este o lună foarte puternică pentru voi În care, repet, uh, reușiți să treceți printr-o purificare, printr-o eliberare Așa cum am zis, spre finalul octombrie, vă, sau în a doua parte a lunii octombrie, mai bine zis, vă recapătați energia ușor, ușor și e ca și cum o luați de la zero. Și asta e de bine. Hai să vedem. Prima parte a lunii octombrie e bună de concediu și e bună pentru scorpion să se liniștească. Da? Dar cum nu e o perioadă în care se ia concediu, poate e bine să nu insistați pe multe lucruri. Ci doar pe acelea care sunt uh, o prioritate pentru voi. Cifra 8, foarte importantă, casa 8 este casa ta, da? se vorba despre o purificare foarte puternică, purificarea și sublimarea. Culorile importante, mov, roșu, galben, verde, maro, iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Scorpionul reușește să facă o purificare foarte puternică în luna octombrie pe tot ceea ce ține de relații la modul general. Reușești să închizi o karmă da? sau reușești să scapi de o karmă Plătești tu acolo ceva, dar te eliberezi pur și simplu, Ți se purifică viața. Reușești să-ți vindeci o suferință. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce spune și tarotul pentru voi, pentru luna octombrie. Așa cum ziceam, este o lună foarte puternic încărcată din punct de vedere energetic. Este o lună a sfârșiturilor, să știți. Deci este o lună în care multe lucruri se vor închide. Este o lună, din punctul meu de vedere, și sub semnul tăcerii. Doi de spade, exact ce ziceam. Doi de spade, prima carte. Regina de spade, ok. Zece de spade, la baza pachetului, cavalerul de spade, doi de monede. Ok, uh, pentru unii scorpioni văd aici dualitate, da, okay. poate sunteți prinși în continuu între familie și muncă între prieteni și iubire între două locuri de muncă, deci parcă nici nu știți ce să mai faceți ei. Cavalerul de spade vine cu acel moment în care uh, într-o secundă așa se ia o decizie poate să vină bineînțeles și cu o discuție puțin în contradictoriu sau uh, o Acțiunea așa neașteptată a cuiva, care are legătură cu un sfârșit, cu o eliberare. Da? Deci ceva se eliberează aici. Da? Este un sfârșit care va aduce tăcerea, care va aduce liniște în relațiile tale. Poate să fie și o lună octombrie în care comunicarea dintre tine și oamenii din jur poate să fie ușor problematică. da, Însă, în același timp văd eu totuși ceva care se clarifică. Ceva care se clarifică. La baza manifestărilor tale este regele de cupe, este energia ta, dar unii scorpioni dați dovadă de foarte multă înțelepciune din punct de vedere emoțional, unii sunteți foarte mult sprijiniți, ghidați de către o persoană foarte dragă, alții sunteți foarte creativi, dar în același timp sunteți concentrați și pe trecut, dar și pe zona medicală sau pe împlinirea sufletului pentru că uite în inima ta avem nouă de cupe deci acest final se pare că aduce foarte mare emoții în inima scorpionului în casă, în familie, în cercul de prieteni, în iubire. Nouă de cupe poate să însemne și un sfârșit din punct de vedere emoțional, dar poate să reprezinte, bineînțeles, aici uh, și o bucurie, o eliberare. Totuși, în mintea ta e regina de spade, ce o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Scorpionii sunt foarte reci în luna octombrie, vedeți lucrurile foarte clar, știți foarte bine ce vă doriți, iar unii dintre voi sunteți uh, extrem de raționali, da? cumva vedeți totul așa la rece. În exterior avem șapte de cupe, deci cineva aici care visează cu ochii deschiși, care are mai multe opțiuni, dar și o persoană care parcă trăiește așa în altă lume. Regina de cupe poate să fie cartea ta deci cineva care te poartă în inimă, dar pe de altă parte văd aici o persoană blândă, iubitoare, sensibilă, o persoană cu inima mare care îți poate fi alături în această lună. Da? Um. Scorpionii sunt foarte mult influențați în această lună octombrie de niște hotărâri, de niște evenimente care apar, care apar și care eu cred că țin în special și de viața ta privată, de sufletul tău. Uite, avem patru de spade, deci cineva aici e cu gândul la odihnă, la concediu, la pauză. Văd o persoană care se află într-o perioadă de vindecare, o, o persoană care se află într-o perioadă de eliberare. Da? Cineva care, uite, vrea să facă ceva de unul singur sau de una singură. Cineva aici care este foarte gânditor la tine sau este foarte gânditor la ceva anume. Pentru că acest sfârșit văd eu că aduce liniștea cuiva. Aduce liniștea unei persoane. Da, dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale și mai am o informație. Femeile e posibil să fie ceva mai dure da, luna octombrie, dar nu într-un sens negativ, ci mai degrabă sunt niște hotărâri mature, bune, asumate. Acestea au fost previziunile generale pentru luna octombrie. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, dragoste, carieră, bani, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în luna octombrie. Te îmbrățișez cu drag, la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o lună octombrie cât mai frumoasă.